Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm din nou continuarea, deci, da, dacă sunteți noi, vă invit călduros să apăsați butonul de like, subscribe. Și dacă sunteți vechi, tot la fel. Mergem că văd că sunt oameni acolo, decât să... No, să încurcăm sau ceva, nu știu dacă s-aude pe fundal chestia asta, dar prea mă enervează și pe mine. Asta e, ce să fac? Sunetul, tot sunete. Bă, mi-am făcut niște tatuaje, gen. Foarte faine. Da, ce să facem? E seara afară. Bună seara, bună seara. Bună seara. Da, ce ai de gând cu mine de acum încolo? Nu știu, în primul rând vreau să-mi reglez aparatul dentar, că după ce mi-am făcut ultima oară, greu. Mamă, vine În al să doilea rând, tușesc. la tras am văzut că nu ești chiar începător. Da, Nu știu păi. dacă ai mai avut experiența anterioară, cred că după fratele tău, că și el E. era destul de Vrei să mai încercăm o dată controversat. sau? Nu, stai să vadă puțin mai încolo și după dacă e. Bine, glumesc. Na. Acum vreau să văd cum ești pe notat și pe condus. Păi și Cu unde? notatul că, în primul rând, e un sport foarte, foarte ok, adică te dezvolți foarte bine, faci mult, mă rog. Condusul că am o presimțire că o să-mi iau leasing la alte două mașini, după ce de la pe E, la volan. sta niște că nu cred că îți vei lua. Până atunci, hai să nu mai stăm cu vorba, să o dăm până acolo. Păi, numai atât să sunteți sau... Trebuie să mai vină niște colegi de-ai noștri. Deci acolo să vorbim mai încolo ceva, trebuie să fie jos. Deci vă o să conduce numai noi, nu? Da, stai Bă, puțin că am un apel. nerușinatule, ai bă, ăla! Stai puțin că mă cheamă ce. Haide bă, nebunule! Bă, pe Da. tine tu cum te cheamă? Veniți aici până sus. Ma, ce Ce repede vrei, mă? ajunge. Ha? Ce vrei, mă, turbatule? Anu, Uite, colegii. ei sunt colegii Ok. cei. Bun, și pe acum unde mergem? Acum te pui la volan și o să-ți spun eu acolo pe Waze de la mașină. Să mor, dacă am condus o mașină de asta în viața Da. Stai puțin înainte să pleci. În caz că ne ia poliția, tu n-ai permis, o să fac un permis fals, că mai am pe aici o Dar droaie. tu de unde știi că nu am? Ce, Că dar la cu cum ai... dansul, mă, nebunule? La cum am văzut că ai pus mâna pe schimbător, când asta e cutia automată, cred că... Stai liniște că nu am făcut ceva urât, adică... Așa, în caz că ne ia poliția, pișim amândoi din mașină, mergem în spate, ne luăm un bagaj de acolo, că sunt chestii. Ne punem invers la volan, tu te pui în dreapta, eu mă pun în stânga. Și în caz că cere permis, eu am permis, tu n-ai și o Bine. să-mi-l ceară mie. Spune-mi că eu Bine. eram la volan. Hai, Pot dă să că mă îți duc spun sau? acum. Da, pot să încep, dar... Sper că conduc și celălalt bine. Dă-le zile pe acolo, pe căscuța. Stai Dacă așa puțin. se poate numi, nu știu dacă e. Că vă cai o cască acolo, căscuță, cască. Pana mea, na. Am dat căscuța cu 7 transmisii, cu 70 de canale. Păi observ că ești cu tocmai și mecheri așa. Dacă mă chinui puțin, pot să auzi și poliția. Păi și ce facem acum, gen? Ai că Păi, vrei să not? ăla pe Wail. Da, vreau să te văd cum înoți, cum te... Pentru că noi avem la casă Ce? o să ne punem casa lângă o mare și cine știe când ai nevoie. Păi ce mă, trebuie să nu sau ce dracu? Păi o să trebuiască să nu, da. În caz că vine Nebun. poliția, în caz că se întâmplă ceva, avem bărci foarte multe, avem scajuri cumpărate noi. Le Nebunule, dar eu nu lăsăm pe știu la să mijloc not, oameni. mă. Încercăm. Să În cel mai rău mor, caz, scopam. o încerca frate meu să mă învețe, dar nici nu credeam. Și nu credeam că n-a, totuși. Lasă că frate, tu era bun la toate, numai l-a ascultat, nu? Și l-a E. dat lecții. Știi cum e, da, nu poate fi bun la toate. A, da, nici bun la nimic nu poate exista. Poți da un pic în blană sau? Atâta timp cât nu mă zbor pe aici, da. E, mai un pic pe contrașanță. Ai auzit de contrașanță vreodată? Am auzit că o să plec cu picioarele în mână acasă, dar în rest nu. Mă, încerc, mă duc repede, dar pe un pic am baie.
Spune acela să nu... Să nu dea în mine, dracu. Ok, acum. Mare accident ce vom face aici, adică masacru. Nu știu dacă vrei să mori. Colegul din spate, te rog, lasă puțin distanța, că domnul e pericol public. Ia, mamă, spre pe dincolo, bă, la sărăchii. Sărăchilor. Și vă da și vouă, bem pe asta mece de sori. Muș, aici ce facem? Dacă ăsta mai merge de Și aici ce aici, facem? Închide -o. Păi tu nu vezi cât larg ai în jurul tău. Ok. O să poți să nu-ți mai ești cei cu tine. În primul rând, stai puțin, ai închis mașina? Deschide-o, te rog. Bă, Asta e mai animal puțin. Bă, nerușinatule, mă, nebunule. Adică nu-ți permiți tu, mă, nebunule. Parcă e mașina ta. Da, bine. Veniți tot și vă dezbrăcați aici. Te dezbraci tu, bă, ăla. Nu, eu nu mă dezbrac, mă. Cum era? Am înțeles. Stai că punem mai multe pe aici. Stai că mi-a venit coleșirul. Cum făceai, mă, nebunule? Să te schimbi. Dar nu mai știu, domnul, cum e să te schimbi? Nu! Stai chiar un pic. Păi știu, aici vrei să mă schimb, bă, ăla. Păi le pui aici, în spate, ca tot omul. Că doar nu intri. Dacă vrei, intră și îmbrăcat, dar... După în mașină, nu știu cum urci, că... Na, bine. Sper să nu îngheț, adică na. Ce-i cu ăsta, mă? Stai, tu liniștit, o făcut aceea schemă ca și când e. Stai, tu liniștit. Am înțeles. Înseamnă că așa de bun suntem, nu? Păi haide. Negrule, ce faci? Na, păi dacă vrei să fugim, haide. Păi și... Da, nu, măi, tu stai liniștit, că la câte picioare am făcut eu. Mamă. Păi și pe unde vrei să sărim? Ai mai notat? Nu. Să mori. Mă, pui să nu... Atunci nu sări instant, că trebuie să facem pregătiri. Bine. Trebuie să luăm de pe aici nebuneli, colace, că... Cine știe cum te lasă acolo prin apă? Stai niște. Zic că ăștia că am mai dat o... Stai! Aoleu, colacu! Mamă. Aoleu. Sus. Ma. Ce. Ce dracu' e pe aici, mă? Vino la apă, mică, că vă că ești târât. De capul meu. Hai sus înapoi, că mai încercăm o dată. Ma. Era o burtă, cred că nu mai mănâncă. Aoleu. Stai, mă, că mi-e rău. E rău de mare, Aoleu. Mai bine rămâi acolo jos puțin până te calmezi. Colegii, faceți și mie, vă rog, un colac din ala mișto cu plesă să-l luăm pe ăsta, că văd că e bolând. Să mor, mă, căca pe mine, aoleu. Nu, stai pe lângă bară, că am văzut ce-ai făcut când erai la bară. Păi, nu, tu m-ai zis să sar. Dar n-am zis să sari în burtă și cu capul nămol. Hai să mai încercăm. Stați cu ăla cu pregătiți, fune aveți acolo. Vezi să nu mă spânzări. Doamne ajută. Stai pe Doamne ajută. Amin. Da, pregătit? Sperăm. Hai, 3, 2, 1, sare!
Hai, bă! Țeapă. Am murit. Aoleu, ce-am făcut, mă? Nebunule, ce-am făcut aici, mă? Băi, mai trăiești? Băi, ăla! Stai că... Nu, hai mă că te iau eu pe sus. Mă, să mori. Mă, au. Ne-a metez la cap. Ți-a trece, că și la mine fotă la fel. Nu-mi trece că sunt negru pe gât. Și mai încet. Păi și eu cum vrei să te iau de aici, mă, că nu pot. Am înțeles. Hai că urcăm. Hai bă, își dăm o mână de ajutor, trag în tine. Hai, hai, hai. A, e cam mort, face-se resuscitare. Mi-am mințit un pic, dar na. Stai că știu eu, ia la. Ce, tatuaje am pe mine? Hai, că-l ajută. N-are o... să nu zic ce. Nu am pus mare. Cred că de la recele ăsta, de la frigul ăsta. Crezi că se chinuie, îi trag un glonț în cap? Nu mă, nu, lasă. Lol. Să moră. Păi voi mă duceți aici, mă, să până și asta morim? Serios? O să-și revină, eu zic. Da. Cumva tu l-ai omorât? Nu mă. Nu-l vezi pe Twitter că începe să-și revină. De la mirosul ăla, din gunoi, cred. Cred că ce miros în bietorie. Ce fă, boss? Ai zis să nu tău. Veniți unul îndeptați în gât. Cu ăsta nu mai belele. Odată îmi dă în cap, îmi sparge din... A, mamă, nici pot să mai vorbesc. Păi ai zis că... Faceți-mi unul. Pai grijă de mine, lol. Mi-o sări gâtul din... E, să mă uit la față. Sper că ești mai bine acum. Sau te mai dau o dată cu nasul pe acolo, să-ți revii. Să mă las mă că nu mai fac. Cu notul ne-am calmat, o să începem de la apă mai mică, că văd că de aici... Păi bine, și amul ce facem? Vino cu mine la apă mai mică, să... Vino cu mine. Păi și nu merge și noi acasă, sau? Vino cu mine. Hai, hai, sprint-o, hai. Să văd și eu cât de bun ești. De ce s-ar mă nebunule? 10.000 de ce s-ar? A, aia că te trec, hai. Nu sunt gras. De nu ce ne-i gras? Aaa. Mi-ai băgat coșul, ești... Păi ți-am zis că o să fie o problemă cu mine, băi, ăla. Așa, dreapta. Dreapta unde? În 50 de metri, virați la dreapta. Virează tu la dreapta, băi, ăla. Poți să mă îmbrac? Încă nu. Unde stăm? Încă nu. A, unde pe ce șeghe este, mă? Ia-le! Aici! Ioi! Dacă negru m-am cam în fasoc. Da. A, eu știu, mă, nebunule. Ia, mă, pe a, ce frice asta. A? A? Nu te dracu că mă bag direct înăuntru. A? Hai, bă, mai departe. Hai, că eu mă bag direct în apă, du-te dracu. Stai. Du-te dracu. Nu da să te-am chemat. Asta era doar un pretext să te chem aici. Pentru că toți ăștia acum cred că trebuie să te învăț să nu-ți. Avem aici lângă noi un turnător în mafie. Unul care a adus aproape toată poliția pe capul nostru. Cine? Din cauza că nu poate să tacă. Uite, un om foarte drag mie. L-am lăsat să se îmbrace la fel înalt ca mine, cum suntem noi. Păi și ți-e drag și ăla te prejunghe pe la spate, mă, sau ce aici? Mi-era drag. Păi și ce vrei să faci acum? Păi s-a ademenit în capcană, omul nu bănuiește nimic, nici măcar nu știe. El a dat informațiile astea acum o oră jumate. Nici măcar nu știe că... Păi știu de unde știe asta? Hă, că te știu eu și nu știi tu. Păi bine, mă, dar nu, te întreb și eu pe tine, adică nu... Păi și ce facem cu el? Asta o să fie un ultim test. O, adică? Dacă ai sânge. Ce fel de test? Să eu cam dai. Ce înseamnă asta? Ce se dau? Mai ești pisolul ăla pe care l-ai luat de acolo? Da. Cât de curând să mai ai la el?
Ma pe mă, am fost 10 culanțe. De ce? Că o să trebuiască numai unul și l-a aplicat bine. Am capul înțeles. Lui fostul meu coleg. Serios, ești, chiar vrei să faci chestia asta? Sunt sigur, nu mai pot. Dacă așa au făcut el, m-a mușcat mâna de la care a mâncat undeva la 10 ani de zile. Și fix când am aici noștri numărul 1, n-am ce să mai fac. Ma, pe hai mergem. Ce mai stăm pe aici? Ne mai îmbrăcăm sau mergem tot așa? Putem să conducem dezbrăcați? Trebuie să merg la dușurile de picioare, că nu mai nămol mi s-o lipit de picioare. Da, păi na, ce aici e cald, stai niște, au, 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 au. Haide, haide, haide. Asta, mor. Aici deci cum a fost lecția de noi? Tare bună. Acolo la apă mică foarte bună, nu? Deci unde zic că mergem acum? Acum mai dăm puțin la casă să mai vedem pe acolo. Păi vezi că nu mă îmbrac numai cu pantalonii. Pot să iau? Că na, sunt prea put și să nu se vadă ceva. Nu știu cum faci, dacă o scaunele nu mai s-au rupt pe două luni, că deja pe luni cam că m-am spălat, m-am uscat. M-am dat cu un prosop gen. E nu și știu, tu ești nebun. Ce să ți iei și pantofi, că cine știe cum dai pe acolo numai cu nisip. Sta, liniștit, haide că ți-l curăț eu. Dă puțin, așa, perfect. Bun, unde mergem? De unde ai plecat? Nu mai ții minte? Te-a luat deja cam rău valurile mări. Păi hai să mergem mai repede un pic. Pe aici sau nu? Mă, păi invers. Asta, mor eu. Inversești tu, mă, nu eu. Ce ai, mă, nebun? Hai, eu ți-am zis, băi, am un fără spărare. Eu ți-am zis că de la început ți-am zis că o să fie nebuneală cu mine, adică nu... Da. Nu o să te obișnuiești repede. O trebuie să-mi asum. Crede-mă, dacă cunoști pe fratele meu, mă rog, fratele meu, dacă a fost, nu știu, trebuie să stau dată să vorbesc cu el. Păi și atunci zici că, ia să mor, mă. Ioi, Dumnezeu. Mi-a sărit airbag-ul la picioare. Bă, asta mai funcționează. Hai, mă. Unde zici? Casa asta, nu? Sau? Stai, stop. Păi unde ai zis, mă? Stai puțin. De aici eu iau pe jos, până acasă, tu te să o conduci până mai încolo. Ce? Salut. Hai, bă, nebunule, hai, mă, mașină, mă, că nu conduc tare. Tot nebun. Dai acolo un castraveț și eu tot ești nebun. Hai, mi-ai fost buschez, nu castraveț, dar, na, nu e o problemă. Deci aici, zici, nu? La casa asta. Să mor eu dacă mi-am avut parte de o casă de geniu. Ia uite. Bună, colegul. Am înțeles, păi și atunci... Bună. Na, bine. Dar mi-au bluză sau? Da, dracu. Da, haideți toți colegi din spate să îl trec pe domnul. Cred că mi-am mare glunț în cap. Nu? Na, te... Am mai văzut o persoană de genul care a mai fost obișnuită cu chestia asta. Uite, aici în mafie o să ai foarte mulți prieteni. Uite, oameni care conduc așa o să fie toți prietenii păi care parchează aici la 10 metri de parcare o să fie toți prietenii tăi. Păi nu prea s-a prezentat ăștia, mă. Nu știu ce-s cu ei. Ia, mă, ceva pe tine. Nu vezi cum arăt. Ia tu, ceva pe tine, băi, ăla. Nu, tu, mă. Tu, te dracu. Asta, haideți să vii prezint pe colegi. Na, bine, hai că-s cu tare curios, mă, ce mă frice asta sub picioare. Băi, dar pe aici, la în orașul ăsta, mă, tot o frice sau ce? Unde fur, bă, negrule? Eu ți-am zis că-i ca... Nebunule. Asta, mă. Păi și ce face mai... Bun, am înțeles, nu-i mai văd. Vedeți rupa asta? Ce zis? Da, o văd rupa, de ce? Ce, vreți să arși în ea sau ce? Nu, aici o să rămână... Am înțeles. Păi poți să le iei tu sau? Să-l arunci tu? Suntem patru oameni aici, să-i arunci. Ah, ok. Acum am lucrat să vină. Spune să... Haideți toți în linie să vi-l prezentă pe domnul. Să facem cunoștință fiecare cu fiecare. Bă, oficial suntem în mafie, deci, da.
Așa, deci aici domnul ăsta cu părul verde a jucat în Joker, e foarte cunoscut și se numește Carlos Vespucci. Ce? Carlos Vespucci. Așa l-ai nume, mă. Nume de calitate. Am înțeles. Așa, ăsta de aici, cum îl cheamă pe ăsta din... Davidescu, domnule, mă cheamă, Davidescu. Zor. Ăsta colegul prietenul meu numărul 1. Ion Cuțit. Ion ce? Ion Cuțit. Am înțeles, am crezut că e un cur. Ăla de tătaie. Am crezut că e un cur. Ăsta, nu, ăsta nu. De acolo din... Eu sunt Milmoi, încântat. Milmoi ești tu, mă. Să mor eu ce și-au bătut tai de joc de tine la naștere. Ce faceți, mă? O să te dați mâna. Ne place între. Bine. Acum scoate puțin pistolul să tragem felinarul ăla de acolo. Care felinar? Ăla negru cu chelie. Ok. Dă-te mai încolo, stai, negru. Stai puțin. Despărțiți-vă toți între voi în afară de ăsta de aici. Am înțeles. Ce ai făcut? Deci m-ai prins, ai auzit că am fost la nevastă ta? Mă, pentru asta te omor eu cu mâna. Pentru asta te omor? Lasă-mă să dau eu un glonț, lasă-mă. Tu așa faci, te crești că mai ceva pe noi. Da, hai, nu vrei să ne batem așa, să vedem care o câștigă pe Maricica? Aaa, vezi că dacă mai zici ceva te împușc. Dacă îți dau una te bag sub ca să... Deci eu stau aici cu tine, iau casa asta cu tine aici, o cumpăr, mă ajut tot timpul, te ajut și eu pe tine. Și tu te duci la inamicii noștri numărul 1 și le dai informații. Păi ce mafioti ești? Ce te duci de ca poliție cu gura mare. Nu m-am culcat decât cu nevastă ta, atât. Dacă mai vă duce asta două secunde, cred că îl bag în pământ. Poți să dai bine în cap? Instant. Poți să dau eu, poți să am eu onoarea aia? Mhm. Poți să încep? Ia pune-te în genunchi. Doar unul. Ia pune-te în genunchi. Hai că fix tu cred că ai experiență cu tine asta cu pusul în genunchi. Dacă ai fost la poliție pe acolo, cred că ești numărul 1 pe pusul în genunchi. Ia spune ce sunt, care e ultima dorință? Sau mai simt o dată pe Maricica? Nu mai simt. Ultima dorință acceptat. Și acum hai să înțare pe aici. Du-te, dracu! Ioi, ce reci. Băi, băieță, dacă vă plăcut acest... Dar bine că l-ați așa știți să nu-ți, mă. Ce, dracu? Băi, băieță, dacă vă plăcut acest episod, vă invit căldurile să apăsați butonul de like, subscribe. Eu am fost MVP și le-am aruncat în apă. Pa, pa, vă pupăzi frumos. Hai, te rog și de un picior.